Bună seara, Marius, care ar fi concluziile după această partidă? Dureroase, pentru că în continuare nu pot să sparg gheața asta, să câștig acasă. Iar am avut meciul în mână, din păcate iar eu Eurogol, după care mai vin și acești domni care au cuțitul și pâinica în mână și eu împart cum vor ei. Asta este realitatea. Am o penalti clar, nu l-au dat, nu înțeleg de ce. Da, asta este, mergem mai departe. A fost fault la faza golului lui? Al patrulea arbitru, clar, se aude pe, cum spune, fault, nu dă fault. Când al patrulea arbitru spune, dă-i galben lucrătorul, vine și dă. Adică sunt lucruri care, în fine, este treaba lor să fie sănătoși. Da, nu mi se pare normal când al patrulea spune o dată, de două, de trei, de patru, fault și tu la jocul să continue. Când arbitru îi spune ăsta de tuș și îi spune de al patrulea, îi spune al central de galben locuitorul, vine din prima și de galben locuitorul. Păi când? Când ești tu? Asta nu înțeleg, da. Sunt lucruri care le știu ei și este treaba lor. Cum a fost acest tur de campionat? Greu. Nu mă așteptam niciodată să fie așa de greu, dar ținând cont de toate schimbările și de toate lucrurile petrecute la echipă, puteam să fim mult mai bine decât suntem în momentul acesta. Din păcate încă suferim. Dacă acum o lună de zile nu mai dă nimeni nicio șansă să fim acolo aproape, suntem neînvinși de 6 etape, am adunat ceva puncte, suntem iarăși la limita aceea de play-off. Înseamnă că nu este totul pierdut. Avem speranțe. Acum gândiți-vă că am avut un an destul de greu, fără vacanță în vară. Am jucători care n-au plecat de un an de zile acasă, nu și-au văzut familiile. Este foarte greu, eu i-am înțeles și înțeleg, dar niciodată nu mă așteptam ca rezultatele să fie cele care sunt în momentul acesta. Ce așteptări ai de la această mini-vacanță? Mai dorești jucători? Vor mai pleca? Nu, îmi doresc să nu plece nimeni, în primul rând, după care devenit n-am nevoie, dar în primul rând doresc să mă relaxez, pentru că a fost un an greu, credeți-mă, nu greu, infernal de greu. După un prim an al meu ca antrenor, m-am întâlnit cu lucruri care, cel puțin în a doua parte, cu COVID-ul, cu lipsa jucătorilor de la antrenament, lucruri care cred că nici antrenorii cu experiență mare nu le este ușor. Dar sunt tânăr, învăț din ele și sunt obligat să merg mai departe. N-am nici mai mică teamă că la sfârșitul anului competițional nu voi fi acolo unde mi-am propus. Revelion în cantonament, am înțeles că vă reuniți pe 28. Da. Nu eu am făcut acest program, mă refer, începe campionatul pe 13 ianuarie, când aș putea să-i chem. În primul rând trebuie să facem testele de COVID, trebuie să-mi iau o marjă de 5 zile între primul test și a doilea test minim, după care vom avea un cantonament pregătit în care să mergem să muncim, pentru că în vară n-am avut decât 5 zile libere, timp de un an de zile, în care, din păcate pentru noi, și-a spus cuvântul. Tot ceea ce am trăit în această jumătate de an este o lecție pentru toți, nu numai pentru mine. Mulțumesc, sărbători fericite. Și vă mulțumesc, la fel vă doresc.